seara, domnilor și domnilor! Discutăm în această seară despre cele mai importante fenomene astrale ale acestei toamne, în ce fel ne vor afecta acestea totodată vom dezbate. Superluna și eclipsa de lună în Berbec anunță evenimente marcante în această perioadă, ce par să ne schimbe destinul într-un mod radical. Cum putem evita pericolele și care sunt zilele favorabile, aflăm tot în această seară. Totodată nu vor lipsi nici horoscopul detaliat pentru luna octombrie, dar și pericolele și avertizările. Îi spun bună seara însă doamnei Mariana Cojocaru. Bună seara! Spuneam puțin mai devreme superluna. Ce înseamnă acest fenomen astral, doamna Cojocaru? Da, e un eveniment important, major astral, o eclipsă de lună în Berbec, pe data de 28, dar avem și superlună și iată un astfel de eveniment astronomic se petrece după 33 de ani. Poate nu întâmplător, sunt foarte mulți cei care știu deja semnificația lui 33, pentru că a fost asociată cu vârsta lui Isus, cu pragul de trecere între zodia de naștere și ascendent, iar momente de genul acesta, iată, la 33 de ani distanță, se vor foarte importante la nivel macro, chiar la nivel mondial. Și discutăm și din perspectivă socială, geostrategică, geopolitică. Nu întâmplător avem, iată, evenimente atât de mari unde se decid destinele omenirii pentru viitorii ani. Deci 33, vă spuneam, de numărul magic, de numărul lui Isus. De aceea a fost asociată această eclipsă cu momentul în care un lider, fie de tip spiritual, fie de tip militar, pentru că eclipsa va fi în Berbec și Berbecul este guvernat de Marte, zeul războiului, un lider ajuns la maturitate în plenitudinea forțelor sale, datorită misiunii cu care a fost, iată, îndreptățit să vină pe pământ și să lupte pentru o anumită cauză, va deveni mult mai vizibil. În vârstă de 33 de ani, asta este și ideea. De aceea, vedeți, momentele de genul acesta trebuie să ne ducă cu gândul la faptul că se face selecție. Am văzut tot felul de știri unde se spunea că acest efect de superlună este și eclipsă, este dublat de tot ce ține de acest magnetism solar, de atacurile acestea, de faptul că se va umbla asupra structurii de ADN uman. Vreau să vă spun că într-adevăr reprezintă o treaptă la tot ceea ce înseamnă evoluția de conștiință, o conștiință macro, acolo unde este logosul universal, acolo unde se face selecția. De aceea, fenomenul acesta spune că ne dă aripi unora și taie aripile altora. Pentru că aici se va face selecția între cei care reușesc să perceapă astfel de senzații, astfel de stări, da? Reușesc să-și modifice nivelul de conștiință, care, atenție, apropo, a început în 2012, vedeam acum tot felul de știri, precum că acest moment este momentul zero. Nu, e fals. Trecem prin tot felul de evenimente, de fenomene de acest fel și aș spune eu că e și mai important faptul că unii vor percepe, unii vor înțelege ce înseamnă lucrul acesta, pentru că acolo este selecția între bine și rău. Dar vor percepe și partea nevăzută a lucrurilor, ceea ce până acum nu își dădeau seama. De exemplu, reprezenta partea luminoasă a unui spirit sau partea
întunecată a acelui spirit, acum lucrul acesta va fi perceput foarte clar și fiecare individ va înțelege unde este îmbinarea aceasta între bine și rău și mai ales faptul că nimeni nu este perfect, nimeni nu este deținătorul adevărului suprem. Spuneați de niște modificări, de niște transformări, însă la nivel de subconștient, la nivel de credință, de spiritualitate, sunt adevărate informațiile conform cărora ar exista acele explozii care modifică ADN-ul uman într-un sens mai științific? Da, exploziile solare au fost foarte puțin studiate din cauza faptului că în ultima perioadă, da, abia s-a punctat acest lucru. Eu am observat că pe explozii solare efectele sunt exact ca cele din timpul eclipselor. Crește nervozitatea. Insomniile sunt mult mai prezente la oameni. Riscul de accidente, de fapt, din neatenție, din cauza stresului, din cauza agitației, tendința este să fim mai neatenți, iată, și mai imprudenți. Deci toate acestea combinate, într-adevăr, pentru că acum avem și eclipsă și avem și explozii solare, într-adevăr dublează doza, capacitatea noastră de a fi expuși la astfel de riscuri, la astfel de pericole. Ceea ce se spune acolo legat de influența de modificare a ADN-ului, într-adevăr există tot felul de profeții legate de aceste modificări. Dar nu cred eu că se produce într-o astfel de perioadă așa că te-ai clipi într-o fracțiune de secundă. Reprezintă un proces lung care se va încheia probabil pe la 2138, când era vărsătorului va fi va trona în toată plenitudinea ei și nu doar la un singur fenomen de genul acesta, sigur, plus minus 3 săptămâni. Ne poate schimba așa radical și peste noapte. Fals. Procesul este a la lung, este subtil, se face selecția, da, pentru că unii, v-am și spus, nu vor simți poate nimic. Alții, datorită capacităților intuitive, datorită abilităților extrasenzoriale sau nu, pentru că abia acum le dezvoltă, vor înțelege acest mesaj subtil. O transformare așadar ce ține de timp, de lungă durată, însă marcată începând cu anul 2012. Haideți să ne întoarcem la luna octombrie, să aflăm cum stăm din punct de vedere astral cu radiografia acestei luni. Sunt foarte multe fenomene și evenimente astrale în această lună și debutul este dat într-adevăr de eclipsa de lună de mâine, care reprezintă un fel de prag, un fel de start pentru întreaga lună octombrie, pentru că, să știi, efectele care vin după eclipsa de lună sunt mult mai puternice imediat după producerea evenimentului de 3 săptămâni, deci iată că acoperă un areal foarte mare din această lună. Și vizate sunt zodiile Berbecului, zodia Balanței, iar de în a doua parte a lunii Fecioarele și Pești. Și toți cei care au ascendentul în aceste zodii, secundar Capricornii și Racii, deci toate zodiile cardinale, datorită efectelor de tip domino, de tip lanci, cuadraturilor care se formează la soarele natal pe axa aceasta de destin. Pe urmă, data de 8 este foarte importantă pentru că Venus, iată, astrul iubirii, planeta iubirii, va intra în zodia Fecioarei. Un aspect demn de luat în seamă, pentru că în toată această pleiadă, trecerea axei de destin a nodului lunar nord, cel mai important aspect, iată, se va face într-un cadru excepțional cu Jupiter în zodia Fecioarei și cu Venus
în zodia Fecioare, Jupiter reprezintă marele benefic, marele noroc, iar Venus micul benefic și micul noroc. Planeta, spuneam, a împlinirii afective, a împlinirii sentimentale. De aceea vor exista native ai zodiei Fecioare și ai zodiei Peștilor care vor lua decizii legate de viața lor afectivă. Un lot foarte important de sortiți va veni, iată, să bucure sufletul tinerilor născuți în aceste zone. Și pentru că axa de destin este în casa cincea sentimentală la Taur și la Scorpion, iată un alt lot de privilegiați din punct de vedere afectiv și sentimental. Deci este o lună în care veștile sunt foarte bune dacă privim din perspectiva aceasta jupiteriană și venusiană, și într-adevăr pentru cei care sunt mai aspri, mai rigizi, care nu se lasă șlefuiți de acest cadru astral, într-adevăr, luna poate să vină cu tot felul de teste, cu tot felul de probe, cu tot felul de încercări. Așadar, o lună sub amprenta iubirii ne așteaptă luna octombrie, cel puțin pentru două zodii. Taurii. Ei, taurii beneficiază, începând cu data de 8-a, 10-a, de un Venus foarte prietenos, care intră în cea de-a cincea casă a horoscopului lor general, acolo unde sunt sentimentele lor. Iată că din punct de vedere afectiv, din punct de vedere emoțional, deciziile care se impun în plan afectiv sunt esențiale. Cei care sunt singuri sunt adevărații beneficiari ai unui astfel de aspect favorabil, pentru că luna octombrie poate veni cu vești surpriză în acest sector, adică vă puteți îndrăgosti. Este o perioadă interesantă și pentru cei care au un partener de viață, pentru că pot lua decizii pentru a se muta împreună sau pentru a trece la un nivel superior, acolo unde își pot pune în plan să conceapă un copil, discuții legate de copii. Iar pentru cei care au deja copii, tot acest aspect se duce în zona în care preocupările legate de cei mici vor fi foarte, foarte prezente în viața voastră. Deci este o lună în care vă implicați cu totul, vă dăruiți cu totul, veți căuta, iată, soluții prin care toată lumea dragă sufletului vostru să fie mulțumită. Este o lună în care Venus este un stimul pentru persoanele creative și toți cei care au planuri în acest sens, toți nativii care au planuri în acest sens, se pot duce, iată, în zona în care un ideal, un vis, un stimul de acesta de interior se poate materializa în ceva grandios și poate și profitabil. De ce nu? Pentru că taurii întotdeauna pun preț și pe partea aceasta financiară. Așadar, taurii în perioada următoare vor avea parte de o șansă ce trebuie speculată și valorificată la intensitate maximă, tocmai pentru că rezultatele par să fie pe măsura așteptărilor. Pe de altă parte, atenția pare să se concentreze către viața de cuplu, de familie, dar și către copii în perioada următoare. Ne-am întors cu horoscopul detaliat pentru luna octombrie, doamna Cojocaru, așadar aflăm pericolele și avertizările pentru fiecare zodie în parte. Da, și începem ca de obicei cu berbecul. Rupturi, separări, divorț, pierderea cuiva drag sau a unor privilegii. Taur, cineva dorește să vă facă rău cu tot din adinsul. Aș spune eu că este real dacă i-ați provocat sau este pur și simplu un rău gratuit. Atenție la dispute și probleme de sănătate. Gemeni, pericolele vizează un prieten sau un cer de prieten, anturajul, răsturnări de situații neașteptate, probleme cu cei mici care sunt sensibili sau neastâmpărați. Rac,
momente de răscruce ce țin de soartă, mai puțin de destin, risc crescut de accidente și de incidente în familie. Leu, pot apărea cheltuieli neprevăzute, pierderi necalculate, dispute de la bani și bunuri acumulate. Fecioara, cineva vă dă șah, atenție dacă aveți datorii, credite de rambursat, polițe de plătit. Balanța, simțiți că vă lasă puterile, de aceea pericolul imediat vizează siguranța sau sănătatea. Scorpion, sănătatea poate fi șubrezită de probleme ce nu se mai sfârșesc, faptul că munciți în exces, dar și posibile controle. Săgetător, constrânși să faceți și ceea ce nu vă place, puteți fi victime ale unui ideal, utopii, gând sau chiar complot. Capricorn, cineva vă poate da șah, vă poate da un fel de ultimatum. Atenție cum reacționați. Vărsător, probleme de comunicare, pericole la drum scurt, blocaje relaționale. Și pești, atenție, cui încredințați secrete, bani și mai ales atenție ce acte semnați, probleme legate de bani de împrumut. Mare atenție așadar la capitalul financiar, cui îl încredințați și cui îl distribuiți. Doamna Cojocaru, care ar fi cele mai importante capitole care par să fie afectate de conjunctura astrală a acestei luni, octombrie? Aș spune că prima pe listă este sănătatea, că e mai bună decât toate, așa se spune, și pentru că eclipsele în general afectează starea aceasta emoțională. Persoanele care sunt sensibile sau labile psihic sunt în centru unor astfel de evenimente. Eclipsa de lună predispune la accidente, predispune la sinucideri, predispune la tot felul de evenimente din acestea care într-adevăr îi atenționează pe cei care au în preajma lor astfel de oameni să ofere suport moral, să fie mult mai implicate decât de obicei. Se spune că eclipsele acestea, să nu uităm că întotdeauna au avut conotații nu doar de tip afectiv și emoțional, ci și de tip social, în sensul în care vin cu tot felul de deznodăminte. Deci nu mai putem să amânăm lucrurile care sunt grave și țin de destinul nostru, de cariera noastră. Deci acolo unde trebuie să ne implicăm, să fim activi, să luăm taurul de coarne, să o facem. Mare atenție așadar la sănătate, dar trebuie să fim și extrem de atenți și vigilenți pe poziție, doamna Cojocaru. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Săptămâna viitoare, aceeași oră, aici pe România TV.